În direct de la locul faptei vrem să transmitem o știre importantă. Mă aflu unde credeți, dragilor, la Târgul Internațional de Vinuri Good Wine. Ei bine, e momentul să aflăm mai multe, așa că eu vă las cu această imagine și plec mai departe. E prima mea vizită la Good Wine, așa că vor fi multe de descoperit. Le luăm pe rând, unul câte unul. Marian sunt eu, în spatele camerei este Raul. Încercăm să vă încântăm cu imagini de voie bună și eveniment. Să plecăm de undeva. Hello! Ce se întâmplă aici? Ediția Good Wine de anul acesta, Târgul Internațional de Vinuri, a ajuns la numărul 7, s-a avut o întâlnire a celor care produc vinurile premium. 33 de producători români și străini, importatori, distribuitori, retailer, au prezentat peste 500 de vinuri, dintre care mai mult de 100 în premieră. Evident, nu le puteam degusta pe toate, așa că am făcut și noi o selecție. E clar că acum ne ocupăm de lucruri serioase și anume de vinuri. Suntem aici cu Pierre. Lui. Am încurcat... Et vous êtes français. Absolument. Și vă ocupați de... Da, sunt nepotul de domnul Ghica, actually a creat Serve, care se numește Societatea Euro-Română de Vinuri de Excepție, a creat în 1994 și suntem primul producător privat din România, pentru vinuri, bineînțeles. Facem o demonstrație de degustare, ca să spunem așa. Cu mare plăcere, dar așa v-a prezentat Terroir Romana Rosé, că suntem primul producător de vin rosé din România. Așa, este un asamblaj, Feteasca Negra și Pinot Noir, tot din 2011. Mi se pare că pentru degustare un vin rosé, mai mult este, primul rând, pentru coloare. Acum avem o coloare care e foarte deschis, e open, nu? Chiar e foarte deschis, cu puțin salmon, foarte riant, nu știu cum se spune, dar... Da, e foarte... Da, mulțumesc, da. Pare rău pentru greșele mele. Și după când ați văzut coloare, trebuie prima impresie este cu nas. Se miros. Da, se mirose. Este motivul pentru că când ajunge fața în pahar, e primul lucru e cu nas, nu e cu gura. Deci așa e prima informație că aveți. Următoarea este pe... Exact. Absolut. Și aveți primul nas și al doilea nas. Și acum simte puțin de fructe de pădure, puțin de capșun, ceva... mai prietenos, foarte finuț. Mi-ai făcut poftă deja. Și după ajunge cu în gust, în gură. Și când se gustă, trebuie să aveți aceleași informații la nas și la gust și puțin mai mult. Și acum avem niște rotund, puțin cătrifelat, dar nu prea, pentru că nu este un vin tare, e un vin foarte frumos. Vin de masă. Nu, e un vin prieten, de prieten la masă, dar e un vin, mi se pare, foarte elegant. Așa, sper că v-a plăcut și pentru cine că se vede acesta, da? Dar... Da, trebuie să mă întorc și trebuie să încerc să-l gust și eu, așa că mă scuzați câteva secunde bune. Închide acum! Aici avem o prezentare de vinuri foarte interesantă, numai că am ajuns puțin cam târziu, s-ar putea să nu prindem chiar totul. Interesant, nu? Foarte interesant. Ce n-am întrebat eu pe domnul sommelier este dacă a verificat și buletinele celor care sunt aici lângă el. E foarte interesant. Haideți mai departe. Nu am reușit să facem decât câțiva pași, nu împleticiți, a fiecare dintre ei minunându-ne de ceea ce vedeam. Un pas, un interlocutor. Casa de vinuri Cotnari, un producător nou din Podurea Cotnari, un producător de vinuri premium din Podurea Cotnari. Dați-mi un singur exemplu de vin nou, de vin de la Cotnari, de la Casa de vinuri Cotnari. Vorbim de două sortimente noi la Casa de vinuri Cotnari, v-ați zis și știați, în Podurea Cotnari. Busuiaca de Bohotin, care l-avem și aici în stand prezent. Iar de la anul vom avea Feteasca Neagră. Atacăm acum vinul neapărat. Nu mai aveți treabă cu acest loc. Gata, gata, vă las. Merge. Ce lipsește la un stand de vinuri? Nu, un târg de vinuri mai exact. Ia uitați-vă aici. Ia uitați-vă, vă rând. Cafeaua, dragilor, lipsește. Neașteptat, dar adevărat. Cafea la târg de vinuri. De ce oare? Nu era voi bună seama de varză?
am întâlnit la Good Wine și buni și dragi prieteni pe care nu îi vedem îndeajuns de des. Ne oprim mai târziu pentru mai multe vorbe. Merge, merge sigur. E bine, prietenii noștri de la Vânju Mare, am spus bine? Da. Sunt la stand cu vineri. Întotdeauna cu vineri. Nu, întotdeauna cu vineri, dar atenție, e un mic amănunt care trebuie spus aici. Vinuri bune. Toată lumea spune la fel, acum pe cine să cred? Pe mine, de exemplu, testând vinurile împreună cu prietenii, cu colegii. Avem foarte multe noutăți. Avem un rosé de 2011 extraordinar, un Merlot rosé. Avem un Riesling. A spus 2011, mă gândeam la 2011 lei. Un rosé de 2011 lei. Nu acolo, nu, în niciun caz nu. Avem un preț corect pentru vin corect. Poți să cumpăr și eu, adică un vin dacă e... Fără niciun fel de problemă. Preț special sau corect? Întotdeauna prețul este special. Apropo de toate vinurile bune, nu? Da, exact. În jumare, unde se află? Partea de sud, malul Dunării, 80 de km de Craiova, 30 de km de Drobeta, Turnul Severin. Și aveți pădurie mare acolo. 380 de hectare. Noi zicem că e bine, nu știu, mare, mică, dumneavoastră apreciază. Ce vârstă are cel mai vechi vin făcut acolo? Cel mai vechi vin pe care noi îl avem acum este vorba de un Cabernet Sauvignon 2001. Vinuri însă acolo se fac de pe vremea romanilor, așa că... Aveți vinuri de atunci? Nu, avem abia din 2001, le-am păstrat pe cele din 2001. Ar trebui să mă întorc în timp pentru a bea un vin de pe vremea romanilor. Mai aștept să ajungă la vârsta asta și vinurile astea. Da, asta așteptăm și noi. Deja le-am pus la păstrare, le punem în vinotecă. Legat de romani însă, ei au inventat vinul. Ei sunt cei care l-au dus peste tot în lume. Numai că între timp noi zicem că l-am mai ajutat un pic să fie pe gustul oamenilor. Mai mult decât era înainte. Nu, l-am ajutat în sensul că avem grijă de vie. Avem oameni care se ocupă, tineri, cărora le place. În sensul ăsta l-am ajutat. I-am cumpărat niște botoaie de stejar speciale pentru el. În sensul ăsta ajutor. Plus că am mai făcut o chestie importantă. L-am adus lângă dumneavoastră, că degeaba l-am în curte. Important e să fie lângă dumneavoastră. Bine, și tata are vin în curte, nu vindă din păcate, dar ăla l-am gustat, e ok, nu știu cum e ăsta. Păi să-l gustăm atunci, zic, nu? Uite, da? Ce, mai gustăm un vin astăzi? Deja al treilea pahar s-a putea să cântăm preună. E bine. Câteva pahare. La prieteni suntem acum, nu la dușman, n-am fost niciodată la dușman, dar prietenii noștri de la Cramele Rottenberg. Mai târziu veți vedea despre ce este vorba și stăm de vorbă cu un bun prieten. Daniel. Bună ziua, Daniel mă numesc, mă ocup de Crama Rottenberg și bine ați venit la Cramă, la standul nostru și vă așteptăm și la Cramă. Ce se întâmplă anul ăsta? Ce aveți special? Anul ăsta, deci la această ediție a Good Wine-ului, lansăm pentru prima dată Primus. Este un vin deosebit, făcut într-o ediție limitată de 6.000 de sticle. Se vrea a fi continuatorul celebrului Rottenberg Merlot Ceptura 2006, cel care a luat medalie de argint la campionatul mondial de Merlot. Acesta este un vin din 2008, este ca rețetă 2 ani în baric, în baricurile pe care noi le facem la cramă, baric de stejar nou. Și 6 luni de zile în sticlă. Este un vin mai mult dedicat magazinelor specializate și colecționarilor, mai puțin restaurante și retail. Sunt foarte multe cuvinte noi mie acum, așa că va trebui să încercați să explicați, să invitați pe cineva să guste vinul dumneavoastră în cuvinte mai simple, eventual. Nu, mă gândesc eu așa. Nu, ca mine am înțeles prea multe, de exemplu. Păi, în primul rând, ca să fie ceva mai simplu, vă așteptăm pe toată lumea la crama noastră care se află în Ceptura. Acolo organizăm degustări, acolo organizăm și cursuri pentru degustători, cursuri pentru inițiere. Pentru bețivi aveți curs? Știți care este problema? Noi nu prea facem vin pentru bețivi din cauza că facem vinuri cu serii limitate și nu prea avem cantități așa pentru bețivi. Așa că nu. Din păcate. Pasul următor, Ardealul sau chiar ceva mai departe. Din Ardeal vine acest domn de lângă mine. E adevărat că vinurile pe care le reprezentați sunt de peste graniță? Da, sunt din Ungaria, din zona Vilani. Vilian este numele în latină al lui Vilani. Și în maghiară? În maghiară Vilani, da. Și sunt renumit, zona e foarte renumită pentru vinurile roșii. Roșii, sângele de... Da. Ce
ne mai puteți spune despre vinurile acestea? Vinurile sunt foarte renumite în Ungaria, dar nu numai în Ungaria, și peste hotare. Deja au început să participe în foarte multe ediții de, deci târguri de vinuri, și a început să fie cunoscut și în Franța și peste ocean. În... Cum i-ați cunoscut? Păi, normal că... Pe Messenger, nu? Pe timp? Pe Messenger. Pe, nu pe Messenger, nu pe Messenger. Eu sunt un fan al vinului, deci nu numai umblu foarte, foarte mult în Ungaria, vizitez regiunile de vinuri de dincolo, dar nu numai, și în România, exact același lucru fac. Deci, spuneți-mi, vin românesc foarte bun, care vă place? Îmi place foarte mult acum vinul Aurelian Vișinescu. Nu-l cunoașteți. E din partea Ceptura. Încercam mai devreme să explic cuiva de lângă mine, nu știu cum te numești, Marian. Daniel Dumitru, încântat. Daniel, încercam să zic că eu sunt dement, nu mă credeai. Ei bine, am să-ți dovedesc că sunt dement. N-am să beau din sticlă de acolo. Uite-te, uite-te puțin acolo, Raul, uite-te acolo puțin. Uite cât de bine arată asta în gheață așa. Ce avem acolo? E un Chardonnay din Piemonte care a fost ținut la baric aproape un an de zile. N-am înțeles. Ia 6 ore când am avut baric, nu știu ce e. Baric sunt niște butoaie mici de 225, nu neapărat de 225, chiar și mai mari, în care se învechește vin. Este jar din diferite proveniențe, din diferite țări. Asta a fost în stejar francez ținut. De ce francez și nu român? Pentru că producătorul e francez, italian, și implicit și ea de acolo. E mai aproape Franța de el. Mai devreme spuneai că acolo se întâmplă niște lucruri minunate. Da, avem cele trei crame pe care le reprezentăm noi în România. În partea de sus e Eduardo Miroliu, proprietatea omului de afaceri italian Eduardo Miroliu. La mijloc este ultima achiziție, crama Malgra, azienda vinicola, nu, este italienească, tot din Piemonte. Iar jos este... Nu, asta este chiar Malgra. Iar jos este celebra Tenuta Careta, care este crama din 1584, Piemonte. Se vând vinurile italiene în România? Se vând vinurile, da. Hai să-ți dau ceva fresh. Ceva fresh din... Fresh. Asta e cel mai rece acum. Ai aici un Muscat Otonel 2011. Este sec, dar la limita de jos, dinspre demisec. O să-ți placă, foarte easy, foarte ușor de bat, foarte fructat. Poate și voi acasă, treaba asta, da? O să-ți țin eu camera, că și eu... Ia vină tu, că cine e... Cei mai buni frați ai noștri sunt peste Prut, sau putem spune frații noștri sunt întotdeauna peste Prut. Suntem la vinurile moldovenești. Cu cine stăm de vorbă? Bună ziua, mă numesc Daniel Lang, sunt reprezentantul firmei care importă vinurile din Moldova, produse moldovenești, și încercăm să aducem pe piață, pe piața românească, cei mai buni din Moldova. Avem vinuri mai deosebite de desert, care la noi se fac mai special. Dulci. Și avem și o gamă nouă de vinuri seci, care e vinuri de calitate, care încercăm să le promovăm. În vălmășagul de la Good Wine am avut chiar o întâlnire. Dragilor, sus aici am găsit o doamnă. Să arăt mâna. Vezi cum lașa cu ulciorul pe umăraș, cum era pe vremuri? Vinul din, nu, ăsta nu e vin, dar vin tot de acolo, de unde vă spuneam mai devreme, de la Moldova. Dulci. Doru Dumitrescu, președintele Asociației Somelierilor din România. Ce avem de făcut astăzi? Sau ce facem astăzi? Facem multe lucruri, dar în momentul de față o să încercăm să facem un serviciu de să efectuăm un serviciu de șampanie, un serviciu de spumant. Și în acest sens folosim probabil cel mai bun spumant din târgul de astăzi, din Good Wine, care este Schlumberg, un spumant austriac prezent și în comerț la noi în România. L-am ales pentru că este un spumant care, pe lângă atributul de calitate, are și ceea ce mai puține spumante au, o istorie foarte frumoasă și interesantă. Spun asta pentru că fondatorul casei Schlumberg din Austria a lansat primele spumante Schlumberg în perioada anilor 1840 și a fost pregătit la prima casă de șampanii, Ruinart se numește, din Franța.
adus de acolo tot know-how tradițional din șampanie pentru a face acest produs și a ieșit foarte apropiat de șampanie. După cum vedeți și aici, să începem cu începutul, acesta este standul pentru a doua fermentație, standul de remuaj în care sticlele pleacă dintr-o poziție orizontală, după vreo 6 luni de fermentare, intră în aceste stative în poziție orizontală și dacă urmăriți sticla în stativ, are loc această operațiune în fiecare zi. Se face din capătul celălalt, acest mai greu pentru că n-am acces acolo. Este o placă de lemn și atunci fac de aici, ca să vedeți, până când sticla ajunge, de fapt, ăsta e un stand un pic estetic, mai puțin funcțional, cum este cel practic, sticla ajunge cam în poziția aceasta. Ei, în acest moment, în această poziție, drojdiile rezultate din a doua fermentare vor fi aici, în capătul, în gura sticlei, și se elimină prin degorjare, prin operațiunea de scoate a dopului. Ele ies, mă rog, și urmează continuarea procesului tehnologic pentru a completa îmbutelierea, a cosmetiza sticla, o eticheta și a o pregăti pentru consum. O așezăm pe gheridon dacă avem, dacă nu avem gheridon, cum mă prefac eu că fac acum, dacă nu avem gheridon putem lucra și în mână și o să continui operațiunea în mână. Priza de prindere a sticlei, înclinată, neîndreptată către ceva ce s-ar putea deteriora sau accidenta prin ieșirea dopului. Da? Nu slăbim priza asta de deget mare niciodată și scoaterea dopului se face prin rotirea sticlei și nu a dopului. Și rotim sticla în același sens, permanent. Scoaterea dopului ar trebui să se producă fără zgomot, eventual cu această mică degajare de gaz. Un dop curat, frumos, de calitate. Și primul serviciu. Serviciul șampanie se face din două turnări. Plasăm din nou sticla, avem un stopper. Mulțumesc. Un instrument nou pentru a păstra gazul într-o sticlă desfăcută permite și servirea timp de câteva ore a produsului care a rămas în sticlă. Un perlaș foarte frumos, o să încerc să vi ridic într-o poziție favorabilă pentru camera pentru a vedea perlajul punctiform dintr-un punct din vârful paharului și avem de-a face cu un pahar profesionist. Parle de spumant trebuie să aibă aici în bază un vârf. Nu trebuie să fie rotunjite sau plate la bază. Trebuie să aibă un vârf. De acolo pornește această perlare. Suntem la Cramele Reca și stăm de vorbă cu un alt somelier. În primul rând, bună ziua noastră, cât și invitațiilor dumneavoastră. Numele meu este Alexandru Dan, sunt somelier și la Cramele Reca. Ce se întâmplă azi aici? Astăzi se desfășoară al doilea târg al anului, al Good Wine-ul. Ideea este următoarea, este genul de târg prin care mai multe case de vin își expun noile produse și lansează chiar anumite sortimente de vin, astfel încât consumatorul final, vizitatorul, are posibilitatea de a degusta și, bineînțeles, de a savura anumite vinuri și alte sortimente derivate ale vinului. Raul, dacă ești atent puțin la mine și poți coborâ, pentru că asta e cea mai mare problemă, eu vreau neapărat să am așa ceva. L-am întrebat mai devreme pe invitatul meu aici de față, cum pot sări etapele, se pare că nu se poate. Nu se pot sări etapele, ideea este următoarea, acesta este simbolul somelierilor de... Se spune că undeva în epoca medievală cel care se ocupa de bovină, vină printre altele, i-au fost date în atribuție și partea de vin și în momentul în care degusta vinul se folosea de acest medalion pentru că erau destul de multe persoane care vreau să o trăvească curtea regală. Deci degustătorul de vin. Da, degustătorul de vin, pivnicierul, mai târziu în secolul al XIX-lea a transformat în sommelier în bistrourile din Paris.
înțeles. Cramele Reca și-au ceva nou anul ăsta, vreo băutură sofisticată, nouă? Da, cramele Reca și-au venit cu anumite sortimente noi pe piață, o gamă nouă, Castel Huniade, o gamă ce îmbină tradiția, istoria și calitatea într-o etichetă, Castel Huniade, o construcție finalizată în 1447 de către Iancu Corvin de Hunedoara. Ca paranteză, același an în care pe teritoriul vinivitical al Recașului s-a desfășurat prima tranzacție. Da. De vinuri. De vinuri. Da. Mă gândeam la altceva, la altceva, la orice. De loturi, de loturi de vin, nu neapărat de vin liniștit. Cel mai bun vin, după părerea sommelierului, care este la Cramele Recaș? Cel mai bun vin este acela care îți place, este acel vin care îți oferă o anumită atmosferă și, bineînțeles, trebuie băut într-un anume timp și într-o anumită stare și totodată acompaniere. Ce avem noi aici? Dragostești, povestești, cinstești, îndrăznești, dăruiești, dragostești. La dragostești vreau neapărat să ajung astăzi. Povestești, zghihară de huș. Wow! Dragostești cu V-A-V. E bine? Cum spun eu? Nu. Ok. Fetească regală dăruiești și am întors la ea. Și atât deocamdată. Aligote îndrăznești și atât. Aligote. Aligote. Aligato. A, și mai avem ceva aici. Cucerești. Cucerești. Vezi? Cucerești? Cucerești, fetească regală. O luăm asta. Mulțumim frumos. Pentru că ne vom vedea foarte curând într-o emisiune de vinuri, e momentul să aflăm mai multe despre vinurile de la Crama Oprișor. Eu nu sunt normal, dacă v-a spus cineva treaba asta, nu trebuie să credeți. În schimb, vă pot întreba simplu ce înseamnă vinul pentru dumneavoastră. Vinul pentru mine, așa cum ar trebui probabil să întresemne pentru multă lume, este una dintre cele mai sănătoase și mai naturale băuturi, pentru că este făcută din struguri, fără adăugături de aditivi, coloranți și alți nutrienți și este foarte sănătos dacă îl consumăm chiar zilnic în cantități moderate. Mai devreme vorbeați despre cupaje și soiuri. Ne puteți explica și nouă ce înseamnă asta? Cupajul este vinul care este obținut din mai multe soiuri, respectiv asamblajul mai multor soiuri, de exemplu Pinot Noir, Merlot și Cabernet sau... Controlată treaba asta, vorbim. Controlată, adică nu așa la întâmplare. Nu la întâmplare, funcție de ceea ce vrei să iasă ca și produs final. Și vinurile care găsiți și soiul înscris pe etichetă, Sauvignon Blanc, Merlot sau Cabernet. Diferența între unul și altul este simplă. Un soi pur este un soi pur, un cupaj până la urmă trebuie să fie, hai să zic, o carte de identitate sau personalitatea unei crame. Chiar dacă putem să găsim un vin din aceleași cupaje, făcut în crame diferite, cu siguranță nu va fi un vin care să fie asemănător. Adevărul este că toți participanții de anul acesta au făcut totul pentru a-și prezenta produsele cât mai bine, încântător pentru toți cei care au trecut pragul evenimentului, chiar dacă a fost ceva aglomerație. Bem, 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 dar la un moment dat trebuie să și halim ceva. Ce propuneți voi pentru... Să mâncăm. Mai halim e românești. Mâncăm. Ce mâncăm? Da, deci avem produse tradiționale din Covurlui, mușchiulețul de porc, coplajar, mușchiufile. Specialități așa, haideți să vă arăt purcerușul de la Plicov, ia uite la aici. De bun. Este cu mușchiuleț de porc și cu piept haiducesc de porc. Este rulat și este copt în afumătoare. Este extraordinar de bun, se taie felii și cu un vin bun. Nu nebunie. Am văzut aici pâine. Pâine pe vatră, da. Este de post. Ca la țară, de post. Păi nu merge cu aia atunci. Și mai acolo ceva interesant în celălalt capăt. Hai că intru pe aici, bine? Urmărește. Da. Deci avem brânză de capră. Asta e urdă, specialități cu mărar, cu... Și brânza de Covurlui, aceea cu picățele negre, cum spun și clienții noștri. Mă credeți? Vă dau să gustați, ca să nu leșinați lângă mine. Dați trei serviciuri mari în acest moment. Cineva? Deci asta poftiți, gustați, poftiți, veniți la... Ha? Nu vine nimeni. Ce este? Cu susan negru. Este brânza de Covurlui, are dominanță de origine geografică. De dulce. Da, este un pic dulce. Cum păcate, e dulce. Da, o mai sărată. Sărată. Am terminat. Poftă una. Dacă vă mirați de ce suntem pregătiți de orice,
Atunci explicația e simplă, pentru că avem vinuri ecologice. Bine, ideea e că toate vinurile sunt ecologice până la urmă, nu? Nu chiar toate vinurile sunt ecologice. Din vie, din struguri, din apă? Vie, dar acum contează mult felul cum e lucrat pământul, cum e tratat, cu erbicide, insecticide, toate chimicalele astea care denaturează pe undeva vinul. Noi avem gama Omia. La produsă la Sărății Părăila, unde avem o podgorie de 245 de hectare, cea mai mare din sud-estul Europei. Chiar ne lăudăm cu asta, să zic așa. Trei soiuri avem acolo, feteasca neagră, băbească neagră și feteasca albă, care n-a mai încăput pe... Și băbească are legătură cu babele, să înțeleg. Da, da, pe undeva... Da, nu, e, e ca o femeie bătrână, să zic așa. Mai rotundă, mai plunuță, mai voluptoasă, mai, da, exact. Scrie pe ăsta, mon cher, soiuri pure românești pentru boieri și obrazuri subțiri. E... Asta merge cu vin alb, asta de aici merge cu vin roșu și avem aici ceva care merge toată linia asta cu pere. Nu, vorbim serios acum și uite de la mine, pentru că nu-i frumos să te uiți la călții timp ce vorbesc eu. Tot ce aveți aici în spate poate fi important dacă aveți de gând să consumați sau să gătiți cu vin, pentru că mai jos undeva gătește cu vin. Interesant și important. Ne aflăm încă la Good Wine, așa că... Ce să mai spun? Mai am ceva de spus? Gătește cu vin sau cu bere sau cu ce ai la îndemână. Cel mai bun și cel mai bun vinul este rece. Rece trebuie ținut aici, în astfel de lucruri. Aici avem un fel de frigider, nu știu dacă intră o sticlă de vin, dar ceva intră cu siguranță. Mergem mai jos, pentru că mai jos... Ei, și aici sunt ori after. Cineva a lăsat banii aici. Ba nu e o prezentare, nu mai contează. Deci, țineți minte, vin sau orice altfel de băutură, încercați să o țineți la rece. Să seamănă? Seamănă aproximativ, dar avem totul altceva. Este un fel de aragaz, dacă mă uit eu bine. Dar, e răcoare, e foarte răcoare. Și ajungem la meșterul locului. Aha, uite-l. Pe mine m-ați pierdut, eu rămân aici. La răcoare. La răcoare, ce bine e aici, ce bine e aici. Cu ce merge vinul? Cum adică cu ceva? Cu orice merge vinul, dar am aici ceva special pentru voi. Trufele merg cu vinul? Merg. Cu cine stau de vorbă? Felix Biriescu sunt. Și reprezentați trufele în România? Reprezint o companie care culegem trufe și facem produse cu trufe românești, 100%. Care este avantajul trufelor în relația cu vinul? De ce am mâncat trufe cu vin? Asta e. De ce am mâncat trufe cu vin? Pentru că trufele sunt, cum să zic, ce se poate mai deosebit în gastronomie. Și evident că se pot asocia cu vinurile cele mai... cele mai rafinate, să zic așa. Cât de greu este să culegi, să procesezi trufe? De procesat nu este foarte greu, mai greu e la cules. Sunt rare, că de aia sunt scumpe și apreciate, sunt rare și... Și mare parte merg la export, probabil. Da, piața românească a început să consume, a început să fie ceva cunoscători și consumatori, dar mare parte la export, evident. Așa cum v-am spus de la început, nu le-am degustat pe toate, dar am încercat să vă convingem că există oameni, specialiști, care sunt interesați de ceea ce consumăm atunci când consumăm. Atât pentru această ediție. Marian aici, Raul în spatele camerei, ne revedem curând. Gata și târgul de anul ăsta, sau nu? Sau gata am plecat, mai bine spus. N-am plecat singurei, am plecat cu ceva. Vă promit că voi gusta cu mare plăcere și pentru voi și că ne vom revedea la ediția viitoare a târgului, fără nicio problemă. Pa, la revedere!